spectacol pe străzile din Sighetul Marmației în cadrul celei de-a 26-a ediții a Festivalului de Colinde și Datini Ucrainene. Sâmbătă în Sighetul Marmației s-au reunit ucraineni din țară, dar și din străinătate, pentru a prezenta datinile de iarnă. Festivalul a debutat la ora 10 cu participarea la liturghie la Biserica Ortodoxă Ucraineană. Apoi, participanții au făcut o paradă a portului popular pe străzile din oraș, după care a urmat spectacolul la sala George Enescu a școlii de muzică. Oh!
De data aceasta este cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Obiceiuri și Datini de Iarnă, care aparțin ucrainenilor sau cele de pe rit vechi. Festival cu care noi sighetenii ne mândrim în egală măsură ca și cu cel care aparține populației ortodoxe românești. E bine că avem ucraineni, e bine că suntem mai plini de dar și de har, pentru că prezența a mai multor naționalități în același perimetru reprezintă, de fapt, o putere suplimentară pe care o are orașul nostru. Doresc poporului și nației ucrainene un an nou fericit și mai ales le doresc să-ți găsească pacea de care au atât de multă nevoie, pentru că, din nefericire, Ucraina se află în război. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți ucraineni. Turiștii vin, nu chiar în egală măsură, dar vin în Sighet să vadă acest festival. El este unic și sperăm în continuare, noi, administrația locală, facem tot posibilul să-i sprijinim să facă această paradă. De aici ei se vor duce la Sala George Enescu, unde este un spectacol de datini, colinzi și obiceiuri ucrainene, și cred că pentru Sighet este o mândrie acest lucru. За правду вивши, що не наш народ розвеселивши. Ви тоді гори, вже
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Manifest. Eu sunt Dana Berci și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!